locuitorii din apropierea stadionului de fotbal din municipiul Hunedoara o parte de un astfel de concert în fiecare zi. De cum răsare soarele până apune în aripatele negre, nu lasă hunedorenilor din zonă nicio clipă de răgaz și liniște. Păsările și-au format peste 25 de cuiburi în cei câțiva platani din spatele blocurilor. Deranjează foarte mult ciorile începând de dimineața, după la 4-5, nu se luminează dacă încep. Dar să aducă pompieri, să aducă cu scări de alea înalte, să distrugă cuiburile. Trebuie de rumulat ăsta, tăia copacul ăsta ca să dispară ciorile astea aici pe oameni, că nu pot să scodinească. Am să prind eu una cu masa crificii, o pun în pachet și o trimit pe poștă la domnul primar. Să o pună pe birou, să-i cânte și lui, să vadă cum este când cântă o cioară. Hunedorenii ar fi în stare de orice pentru câteva clipe de tihnă în timpul zilei, atât de mare este nemulțumirea lor. Însă administrația locală ridică din umeri și spune că nu poate lua nicio măsură din cauza legislației în vigoare. Nici nu e de mirare că ajungi în pragul disperării când vezi că singurii neprotejați în astfel de situații sunt oamenii. Mai de mult, legislația permitea împușcarea acestor păsări, astăzi nu există legislație. Nici pomii nu poate să fie tăiați. Deocamdată, nu știu, trebuie să mergem. Nu cred că putem să facem ceva pentru aceasta. Prin urmare, ținând cont de atitudinea administrației locale, hunedorenii sunt condamnați să suporte în continuare concertul muzical susținut de ciori, pentru că legea protejează doar în aripatele, nu și pe oameni.